Am fost acolo, doamnă. Doi indivizi dintre ei m-au apostat cu o bâtă. Mi-a dat cu bâta în antebraț. Eu m-am chinuit foarte mult timp să fac antebrațul ăsta. Ei mi-a dat de majulit. Și acum, după ce mi-a dat ei cu bâta, în mână i-am pus mâna, am luat și o bâta și i-am dat lui unul în față și lui altul i-am dat perversă, ca pe Târgu Ocna aici. De am deschis asta. Și acum tot ei cheamă poliția. Ce înseamnă asta? Ori suntem golani, ori nu mai suntem. Dar voi de ce v-ați dus acolo să vă certați? Pentru că eu veneam de la tenis, jucam parte, în capul străzii, jucam tenis și veneam încă, veneam acasă. Și când a venit, tata era pe jos, îl bătea și mama la fel. Dumneavoastră mă cumpă ce ați făcut. Ei mi-au spus ceva despre un copil, că voi vreți să luați copilul acela. Da, da, ascultați, sora mea are un copil cu băiatul ăla. S-a îndrăgostit amândoi și a făcut un copil. Și acum am stat de vorbă cu ei, că am avut o dat scandal, să-i dea copilul 60 de minute pe zi, o oră, adică. 3600 de secunde. Și după... Nu vor să-i dea? Da, și după aia când a fost, ăștia s-au dus cu mama, sora mea, cu mama, dați-ne și nouă copilul, ca să-l ținem și noi o oră. Și ei i-a luat de la bătaie.